vorba de informații militare. O misiune de luptă atipică pentru militarii români. De altfel, cei doi soldați făceau parte din forțele speciale ale marinei, echivalentul corpului de pușcași marini americani. Cei doi soldați acționau alături de alți trei americani. Câțiva militari afgani urmau să securizeze zona de luptă. Se întâmpla într-o provincie a capitalei afgane. În mod normal, trupele române nu au misiuni în acea zonă. Soldații noștri sunt comasați în sudul Afganistanului. Forțele pentru misiuni speciale sunt cele care pot acționa alături de americani în orice colț al țării. Un alt indiciu că soldații noștri urmau să intervină într-o zonă atipică, într-o misiune specială. Bomba artizanală care a explodat i-a ucis pe Vasile Popa și Adrian Postelnicu. Vasile Popa era la a doua misiune în Afganistan. Fusese decorat de NATO, iar din 2006 lupta în trupele speciale ale marinei. Adrian Postelnicu avea 34 de ani și la rândul său fusese decorat pentru merite deosebite. Antrenamentele militarilor români din forțele pentru operațiuni speciale sunt cele mai dure din armata română. Soldații au reguli, iar misiunile sunt secrete, la fel și locurile unde se antrenează. A fost trimis deja un avion pentru repatrierea celor două victime, ajutorarea familiilor. Mâine soldații noștri ar urma să fie repatriați. Pare rău, sincer, de condolență. Era primul care zâmbea și saluta. Și chiar vorbea cu toată lumea, de la omul de servici până la cel mai fițos om de pe scară. În cei 10 ani de război în Afganistan, România a pierdut 24 de militari. Oficial, 3 dintre ei au fost membri ai forțelor pentru operațiuni speciale, însă numărul exact al soldaților români morți care făceau parte din această structură nu a fost făcut niciodată public. Două zile în Afganistan. Este vorba despre maestrul militar Vasile Claudiu Popa, în vârstă de 28 de ani, și despre plutonierul Adrian Postelnicu, în vârstă de 34 de ani, care au decedat duminică seară în urma unei explozii a unui dispozitiv improvizat. Erau membri ai grupului naval de forțe pentru operații speciale și executau o misiune de luptă în estul Afganistanului. Colegul meu, Laurențiu Rădulescu, se află și el la baza militară 90 și intrăm acum în legătură directă cu el. Laurențiu, bună ziua! În urmă cu aproximativ 3 minute, avionul, aparatul de zbor de transport din cadrul forțelor aeriene al Ministerului Apărării Naționale, vorbim despre cel mai mare avion de transport al Ministerului Apărării Naționale, un C-130 Hercules, a aterizat la flotila aeriană 90 Otopeni, un avion care, să nu uităm, a fost trimis încă din cursul nopții trecute înspre Afganistan, înspre Kabul, pentru a prelua trupurile neînsuflețite ale celor doi militari români care și-au pierdut viața duminică seară în jurul orei 22. A fost un zbor, pentru că stăteam de vorbă înainte de a intra în această transmisie cu câțiva dintre colegii celor doi militari care au fost uciși în misiunea dintr-o provincie din estul Kabulului. A fost o misiune nu tocmai fericită, ne spuneau aceștia, pentru că știau dinainte, îi cunoșteau destul de bine pe cei doi militari care și-au pierdut viața, dar cu toate acestea, ținând cont de proceduri existente în cadrul Ministerului Apărării Naționale, câțiva colegi ai militarilor români, bineînțeles, care au fost uciși în Afganistan, au fost nevoiți să parcurgă acești peste 3.000 de kilometri până în Afganistan pentru a-i aduce pe cei doi pe tărâm românesc. Este vorba despre 24 în total în 10 ani de război, 24 de soldați români care, iată, și-au pierdut viața în acest conflict, un conflict sângeros în care țara noastră a fost implicată încă aproape de debutul acestuia, în 2002, dacă ne aducem aminte, a plecat primul detașament de poliție militară, un detașament care avea să deschidă apoi drumul celorlalți 1800 de soldați români care au fost la un moment dat comasați în poate cea mai periculoasă zona Afganistanului, în sudul Afganistanului, în provincia Kalat, acolo unde au avut și misiuni de luptă nu tocmai ușoare.
dar demn de precizat este faptul că în acest caz vorbim despre doi soldați români, despre doi militari care, după cum spuneai și tu puțin mai devreme, făceau parte din grupul forțelor pentru operații speciale din Marina Română. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim despre un grup operațional de elită al armatei române, un grup de soldați care au antrenamente speciale, care nu au voie să divulge misiunile în care se duc nici în țară, nici peste hotare, iar automat în cazul acesta nici măcar misiunea în care, iată, și-au pierdut viața colegii acestora, nu au putut face niciun fel de declarație despre ea. Este vorba despre o misiune, vă spuneam puțin mai devreme, o misiune care a avut loc în Afganistan, vor fi aduse acasă. Guvernul a trimis un avion pentru a duce în țară sicriele. Cu mai multe date vine Irina Radu de la Digi24 Constanța. Irina, bun găsit, te ascultăm. Bună dimineața, cele două sicrie vor ajunge pe aeroportul Henri Coandă cu aeronava Ministerului Apărării. Acolo va avea loc și un ceremonial religios în memoria celor doi militari care au căzut uciși de un dispozitiv exploziv. Sicriele cu trupurile lor vor fi transportate spre Constanța și Alba Iulia. Adrian Postelnicul avea 34 de ani și locuia împreună cu prietena sa în Constanța. Vecinii spun că militarul era un băiat cu minte și foarte respectuos, era la prima sa misiune în Afganistan. Vasile Claudiu Popa, în vârstă de 28 de ani, era la a doua misiune. Trupul său va fi dus la Alba Iulia, acolo unde locuiește mama sa. El va fi înmormântat în Cimitirul Eroilor. Doi militari români care se aflau într-o misiune de patrulare au fost surprinși de un dispozitiv exploziv improvizat. În urma exploziei au decedat 5 militari, din care 2 români. Era ora 22, ora României. Convoiul forțelor coaliției desfășura o misiune de rutină, o patrulă în zona de est Afganistanului, zonă controlată de militari, dar expusă din ce în ce mai des la astfel de atacuri ale talibanilor. Maestrul militar Claudiu Popa și plutonierul Adrian Postelnicu, amândoi din Constanța, au fost grav răniți. Un elicopter i-a transportat de urgență la spitalul din baza Bagram. Era prea târziu. Medicii nu au mai putut să-i țină în viață. Trupurile celor doi vor fi aduse în țară cu un avion militar. Trebuie făcute documentele prevăzute de lege. În al doilea rând, trebuie să obținem aprobările de survol și de aterizare pe un aeroport unde vom face escală. Probabil în cursul zilei de mâine sau dimineață. Oricum, până miercuri, sper ca avionul cu cei doi militari să se întoarcă. Numărul militarilor români care au murit în Afganistan a ajuns la 24. România a anunțat că își va retrage trupele din Afganistan anul viitor. Întâi trupele de infanterie, iar apoi trupele de operațiuni speciale și în final cele care asigură coordonarea armatei. Cu informații suplimentare, ni se alătură chiar acum Laurențiu Rădulescu. Laurențiu, bună seara! Bună seara, Adriana! Familiile celor doi militari care au dispărut dintre noi vor fi despăgubite, au anunțat asta inclusiv Ministerul Apărării Naționale, dar și Guvernul României. Este vorba în primul rând despre sume, 80.000 de euro. În primul rând discutăm despre asigurările de viață ale celor doi soldați. 80.000 de euro fiecare. Pe de altă parte, alte 100 de solde, dar și alte ajutoare din partea Ministerului Apărării Naționale și din partea Guvernului României vor fi, au anunțat oficialii acestor instituții direcționate spre familiile celor doi soldați. Ei bine, consilierea psihologică extrem de importantă în acest moment va fi și acordată de către un psiholog din cadrul MAPN, asta în cazul în care, desigur, familiile vor solicita acest lucru. Până în acest moment, România a pierdut în teatrul de război din Afganistan în ultimii 10 ani numai puțin de 24 de militari, iar peste 100 au fost răniți. Thank you.
Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Da, Doamne! Doamne, și pe Dumnezeu, Domnul ai surpat și ai dorit viață. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. De la început să nu se duc acolo, dar n-am putut să vă opresc. Tatăl lui Adrian parcă a presimțit ceva. În dimineața în care a fost făcut anunțul că doi militari români și-au pierdut viața pe front, părinții lui Adrian cumpăraseră un loc de veci. Se gândeau că va veni vremea când ei nu vor mai fi, dar nu au crezut niciodată că acolo se va odihni, de fapt, fiul lor mai mic Adrian. Abia seara au aflat tragica veste când doi militari și comandantul unității au bătut în poartă. O durere, nu știu cum am scăpat. Cum vine să credeți că s-a întâmplat așa ceva? Nu vine. Nu vine să cred. Eu zic totuși că el trăiește. Adrian a fost rugbist, apoi scafandru de mare adâncime. Îi plăcea acțiunea, spune tatăl său, voia să fie mereu în mijlocul evenimentelor. Nu știe nimeni. Te duci și nu știi dacă mai vii. Asta e treaba. Băiat curajos? Da. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Vasile Claudiu Popa a ajuns la Alba Iulia. Teribila veste a fost primită cu greu de cei care l-au cunoscut pe Claudiu, dar mai ales de mama sa, care nu și-a putut stăpâni lacrimile de durere. Un băiat modest, muncitor, preocupat pentru carte, iar ulterior, la absolvirea colegiului, a optat pentru Institutul de Marină, pentru că probabil a iubit marea. Vasile Claudiu Popa va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri militare în cimitirul eroilor, unde Afganistan a ajuns acasă pentru totdeauna. Făceau parte din grupul naval al forțelor speciale, iar camarazii lor în uniforme le-au purtat azi noapte sicriele pe umeri. Tinerii, unul din Alba Iulia, celălalt din Constanța, au fost primiți cu lacrimi și flori de familiile secătuite de durere. La Corbu, în județul Constanța, părinții, fratele și iubita scafandrului Adrian Postelnicu l-au întâmpinat îndurerați. Tânărul plecase în august și s-a întors în Sicriu. Ce v-a spus când a plecat? Bătrâne, ai grijă de tine. Și ce a spus dumneavoastră? Nu i-a mai spus nimic, s-a plecat și s-a uitat înapoi. Niciodată nu s-a uitat înapoi când a plecat undeva. Și atunci am zis... Nu este bun, dar am trăit cu speranța că nu o să întâmple tăvai lui. După nici două luni, speranța lor s-a năruit. O durere, nu știu cum mai e, cum am scăpat. Nu vine să cred. Eu zic totuși că el trăiește. Da. Adrian Postelnicu avea 34 de ani și a pierdut viața după ce o bombă artizanală a fost detonată de insurgenți în estul Afganistanului. Nu se gândea nimeni la așa ceva. Nimeni nu s-a gândit la așa ceva. Aoleu, așa ne-a părut rău. Era frumos, cu minte. O mulțime de coroane de flori au fost aduse de colegii militarului. Printre ele, una trimisă de președintele Traian Băsescu, iar alta de ministrul apărării, Mircea Dușa. Și la Alba Iulia a fost o noapte cernită de priveghi, la cercul militar. Trupul soldatului Vasile Claudiu Popa a fost străjuit de 4 militari, iar garda s-a schimbat din jumătate în jumătate de oră. Era un copil excepțional. În primul rând că era foarte bun, săritor. Au fost în patrulare și că a fost o bombă. A mai trăit după aceea? O oră. Și-a dat viața pentru... Pentru patrie, pentru slujba lui asta, misiunea. Căzut la datorie, e o mândrie pentru el și o pierdere pentru familie. Cei doi militari făceau parte dintr-un detașament de elită al armatei române, aflat sub comanda Direcției de Informații Militare. Au fost înaintați post-mortem la gradul de sublocotenent. Vasile Claudiu Popa va fi înmormântat mâine.
Adrian Costel. Se intonează imnul național al României.
are loc oficierea serviciului religios funerar. Cer și lacrimi aici pe pământ astăzi la mormântarea celui de-al doilea militar căzut în misiune în Afganistan. Tânărul care s-a prăpădit în urmă cu 6 zile a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare la Alba Iulia. Vasile Claudiu Popa avea 28 de ani și după această misiune urma să se cunune în biserică. Acum a fost înaintat post-mortem în gradul de sublocotenent și a primit distincția de cetățean de onoare al orașului. Un soare călduț care veghea parcă sufletul lui Claudiu s-a așternut peste sutele de oameni veniți să-l conducă pe ultimul drum. Tânărul militar a fost ucis de o bombă detonată de rebeli afgani în timp ce împreună cu un camarad se afla într-o misiune de patrulare într-unul dintre cele mai fierbinți teatre de război din lume, Afganistan. Foștii săi colegi își amintesc momentele dramatice. În data de 22 septembrie 2013, în Valea Tagab din Afganistan, în timpul desfășurării unei misiuni specifice forțelor speciale, executată împreună cu partenerii americani și afgani, Vasile Claudiu a trecut în neființă. Vasile Claudiu, colegul nostru iubit și stimat, vei dăinui în altarul inimilor noastre ca un brav și curajos, un exemplu demn de urmat pentru noi toți. Înainte ca sicriul să fie coborât în groapă, soția soldatului a primit steagul care îl înfășura. Îl aștepta pe Claudiu acasă pentru a îmbrăca rochia de mireasă. Cu lacrimi în ochi, abia mai are puterea să reziste acestui moment. Tot durere sufletească sunt pentru părinți, în primul rând, pentru soția, doilea rând, prin săracul să nu se lupte pentru noi, pentru toți. Și necazul s-a oprit asupra lui. Să-ți pierzi un copil e foarte dureros, foarte dureros. Numai mama lui știe ce are în suflet. Și-o da viața pentru țară. Pentru țară, da. Doamne, iartă-l și odihnește-l că e păcat. Prea tânăr, prea tânăr s-a dus. Mai mulți preoți în frunte cu Irineu, arhiepiscop de Alba Iulia, au oficiat o slujbă emoționantă pentru eroul militar. Sincere condoleanțe îndureratei familii și rog pe Hristos cel înviat să-l ierte pe Claudiu Vasile și să așeze sufletul său bun în ceata sfinților. Ce se face? Și-a făcut datoria. Dumnezeu să-l odihnească. Vasile Claudiu Popa, în vârstă de 28 de ani, și colegul său Adrian Postelnicu, de 34 de ani, făceau parte dintr-o structură specială a Armatei Române antrenată pentru misiuni strict secrete.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu dorile dreților celor ce s-a Vasile Claudiu,
ci pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul durul și-a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpat, cedul viață lumii tale în sus, Doamne, odihnește-i sufletul adorând probului tău, Vasile, că e un loc luminat, un loc cu verdeață, un loc de odihnă, de unde a fost dată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală să vă cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i lui Dumnezeu să-l ierte. Că nu este om care să fie dus să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău, Doamne Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău, celui fără de început, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dărut puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și încercte de dânși pe pământ sau legat. Și tot așa să fie dezlegate și încercte de dânși pe pământ sau dezlegat. Cel ce prin Sfânta Ta iubire de oameni ne-nvrici și pe noi zmeriți și ne-nvrici robii Tăi să fim moșteni în același preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să dezlegăm cele ce se întâmplă poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin noi smeriți și nevrenici și robii Tăi, slujitor, iartă robului Tău, Vasile Claudiu, Dumnezeu să-l ierte. Orice a greșit ca om în această viață și iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura pusă asupra lui, care el însăși din mânie, sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva sufletul letare ca aceasta, prin invidia și oferea diavolului. Binevoiește prea bune și mult îndurate ca sufletul lui să așeze cu sfinții, care din viață au bunăplăcuție, iar trupul să te dea filii cereți de tine, că binecuvântat și preamărit ești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinție Hristoase, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților și întrutolodaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și ale tuturor sfinților, sufletul robului său, Vasile Claudiu, cel mutat de la noi în corturile dreptilor, să-l așeze. Amin! Sânurile lui Avram să-l odihnească. Amin! Cu să-l numere. Amin! Iar noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Într-o fericită adormire veșnică din de Doamne, sufletul adormitului tău, erou Vasile Claudiu, și fă lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Dumnezeu să-l ierte și Dumnezeu să-l odihnească. Thank you.
Și
Trăiți, doamnă Codrin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și veci vecilor. Adormitului robului tău, erou Vasilei Claudiu,
Odihnește-l, Doamne, în locul minat, în locul verdeasă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, încetarea și suspinare. Și orice greșeală ce-a săvârșit el cu cuvântul sau cu fața sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-i lui Dumnezeu să-l ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormitului robului tău. Erul Vasilei Claudiu Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului bunului și de viață păcătorului tău Duh, acum și pururia și în veci vecilor. Sufletul adormitului robului tău, erou Vasile Claudiu, și-i fărâi veșnic.
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispite, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să fie cu Dumnezeu să fie. Amen.
într-un moment. Nu. Dumnezeule, curățește-ne pe păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte
tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă frădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lui,
de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului său, eroul Vasile Claudiu, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca în Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui! Dumnezeu să-l ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur, Doamne, ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul! Doamne, viața și odina dormitului robului Tău, eroul Popa Vasile Claudiu, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci, în vecii lor. Amin. Care merge astăzi, suflete, că s-a gătit ție loc de odihnă, către Tine, Doamne, voi strigăm. Înțelepciune! Din Epistola întâi către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte, fraților, ce-au adormit, nu voi însă fiți neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul într-o poruncă la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer. Și cei morți într-o Iisus, într-o Hristos, vor învia întâi. După aceea noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, cititorule! Aliluia, aliluia, aliluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citim: Mărire ține, Doamne, mărire ține! Să luăm aminte! Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul,
Adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că-și vine ceasul, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum auz judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a Dumnezeul nostru, ceea ce cu înțelepciunea ta cea negrăită ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe ca pe cinstită făptură cerească. Spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției tale, dar el, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care era împărtășit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acesteia și aceste negrăite legătura ta prin vrerea ta cea dumnezească să se desfacă, să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească înviere, iar trupul să desfacă în cel care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părinte cel fără început, și unii a născut Fiului tău și Preasfântului și Celui de ființă și de viață, Făcătorul tău Duh, să nu îngădui ca făptura ta să fie înghițită de pieire, ci trupul să se desfacă în cel care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea Ta de oameni cea neasemănată. Și de-a căzut robul Tău acesta sub blestemul Tatălui Său, sau al Maicii Sale, sau sub blestemul Său, de a mărât pe vreun preot și a luat de la el legătură nedezlegată, de a căzut în grea furii sale de la Arhiereu și de nepăsare sau de nevire n-a dobândit iertare, iartă-L pe acesta prin noi, păcătoși și nevrednicii slujitorii Tăi. Dumnezeu să fie. Și trupul lui îl dezleagă în cele care a fost alcătuit, iar sufletul lui înrânduiește în corpurile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega să fie legate și dezlegate, și prin trânsii și nouă, măcar că suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere. Dezleagă pe adormitul robul tău, erou, Vasile Claudiu, de păcatul sufletesc și trupesc. Și să fie iertat și în veacul de acum și cel ce va să fie, pentru cele prea curate și prea fecioare mai citate și tuturor sfinților tăi, acum și pururea și în vecii, în vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și întru tălăudaților apostoli,
ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și ale tuturor sfinților, sufletul robului său, eroul Vasile Claudiu, cel mutat de la noi în porturile dreptilor să-l așeze. Amin. În sânurile lui Avram să-l odihnească. Amin. Dreptii să-l numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă de Doamne, sufletului adormitului răbunii tău, eroul Vasile Claudiu, și fălui veșnică pomenire. Mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător înfășurat în tricolor. Tricolorul este semnul care încadrează portretul lui Vasile Claudiu și la pomernicile care se pomenesc în bisericile noastre a eroilor căzuți pentru neam, se va adăuga de azi înainte și numele lui Vasile Claudiu. În semn de presuire, de dragoste, de recunoștință, domnul primar al municipiului nostru, Mircea Hava, oferă titlul de cetățean de onoare
post-mortem eroului Vasile Claudiu. Din partea municipiului, titlul de cetățean de onoare post-mortem, ca semn de recunoștință. Nu o să mai spun altceva, pentru că nu pot. Un singur lucru vreau să spun și nu cred că se va supăra nimeni pe mine. Patria noastră este aici. Ne tot să vă odihnească. Să ținem un moment de reculegere în memoria eroului nostru, Vasile Claudiu. Vă mulțumim.